prezentare e Memoriam, dedicată doamnei profesor Natalia Rusu. Am ales și un motto pentru întâlnirea noastră de astăzi, aparține istoricului Nicolae Iorga, cel care spunea că oamenii nu mor atunci când sunt coborâți în pământ, ci atunci când sunt uitați de noi, atunci când sunt coborâți în uitare. Amintirea doamnei Natalia Rusu la rămâne veșnic vie în numele noastre, pentru că, așa cum ne spunea Seneca, toți oamenii pe care i-am iubit ne-au fost, de fapt, dați cu un frumos de Dumnezeu. Am știut mereu că, într-o zi, îi vom da înapoi. Mi-e foarte greu să vorbesc despre doamna profesor Natalia Rusu la trecut, pentru că în urmă cu 4 luni, când am vorbit pentru ultima oară la telefon, era foarte bucuroasă, i-a apărut în ultima carte, Mama Mina, o carte despre mama domniei sale, și i-am spus că o așteptăm la o lansare de carte. Pentru cei care o cunoașteți pe doamna, o să înțelegeți și tonul pe care mi-a spus foarte categoric. Știi ceva? Lansarea s-o faci tu. Eu gata. Pe 22 iulie am aflat cu tristețe că plecase într-o lume mai dreaptă și mai bună și am contactat-o pe fiica domnului sale, pe doamna Nina. I-am spus ultima convorbire cu doamna Natalia Rusu. Doamna Nina mi-a spus că nu e pregătită în acel moment să facă o lansare de carte și am convenit ca data de 16 noiembrie, care de altfel este ziua de naștere a doamnei Natalia Rusu, să fie data în care vom prezenta ultima carte lăsată ca un testament la dispariția domniei sale. Înainte de a vă prezenta repere din biografia doamnei Natalia Rusu, o să îl rog pe domnul primar să ne prezinte salutul domniei sale. Bună seara, vă spun și eu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Iată că în această săptămână, pentru a doua zi consecutivă, ne aflăm aici pentru un eveniment în ce privește lansarea unei cărți. De data aceasta, poate cu un sentiment de tristețe marcat de faptul că autorul nu ne poate fi alături, însă sunt convins că de acolo de unde este ne privește și se bucură pentru faptul că suntem cu toții prezenți aici și reușim să punem în operă, să lansăm practic acest volum. De-a lungul vieții doamnei profesor, ea a primit mai multe recunoașteri prin partea primăriei municipiului Roman, ultima dintre ele fiind acordată chiar anul trecut, cu ocazia zilelor municipiului Roman, la Gala Excelenței, acolo unde a primit o diplomă din partea primăriei municipiului Roman, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate. Cred eu că este un exemplu pentru noi toți, din toate punctele de vedere, și nu face altceva decât să ne bucure pe noi, cei care suntem astăzi prezenți, că luăm parte la lansarea acestui volum. Vreau să o felicit și pe domnișoara director pentru inițiativa de a pune în practică, să spunem, ultima dorință a doamnei profesor și ne bucurăm pentru acest lucru. Despre viața și personalitatea doamnei profesor Natalia Rusu s-a scris și s-a vorbit, dar nu de ajuns încât să-i răsplătească importanța și demnitatea muncii domnului sale. S-a născut, așa cum vă spuneam, pe 16 noiembrie 1931, Catalina. În anii grei ai războiului a fost nevoit să se refugieze din coace de Lut, împreună cu familia avocatului,
Lascăr Bogdanovici, un armean discret, ager și caustic, un împătimit de lectură, astfel încât doamna Natalia Rusu este absolventă a liceului de studii Zacanta Cuzină, cum era atunci, automat apoi profesor de Universității Alexandru Ioan Cuza, facultatea de litere, după care, timp de 37 de ani, a predat limba rusă și limba și literatura română la mai multe școli și licee din oraș, ultima dată la liceul Roman Vodă. I-am invitat astăzi alături de noi pe cei care i-au fost prieteni și apropiați pentru a evoca fiecare, așa cum își amintește, momente semnificative din viața doamnei Natalia Rusu. Eu nu o să vă mai spun decât că doamna Natalia Rusu, alături de domnul profesor, de domnul ilustru profesor Vilu Rusu, se află printre donatorii Bibliotecii Municipale. Am primit de fiecare dată cu mare drag cărțile păstrate ani de zile în rafturile bibliotecii personale. Mi le-am prezințat cu multă, ca și cum s-ar fi despărțit de ființe dragi, dar mi-a spus, ți le dau că știu că sunt pe mâini bune, cărți valoroase. Îi mulțumim încă o dată și la sfârșit o să vă mai spun doar atât, că mi-am amintesc că o găseam la sala de lectură, era foarte discretă, venea, tot timpul citea, studia, se informa pentru următoarele publicații. Era foarte dorică și activă, așa cum ne-o amintim cu toții. De altfel, în monografia liceului Roma Vodă, în dreptul numelui doamnei profesor Natalia Rusu, sunt scrise trei cuvinte: tinerețe fără bătrânețe. Dumnezeu să o odihnească în pace și noi să păstrăm mie amintirea doamnei profesor Natalia Rusu. Pentru că pe afiș am avut o ordine alfabetică, ordinea care se va vorbi o să o stabilim chiar acum. Să invit pe doamna profesor Violeta Lecătruci. Nu, eu mai târziu, că doar amintesc o scenă din viața mea. Atunci, în ordine alfabetică, am înțeles, nu? În ordine alfabetică am pus pe afișa, să vorbească doamnele. Doamna Cornelia Joroa, pentru că i-a fost alături la liceul Magodă, cât timp doamna a predat acolo. Aș începe cu câteva cuvinte pe care le spune chiar doamna în volumul de povestiri Altfel de amintiri. Nu știu dacă nu, eu că sunt ascumpărat, chiar vă recomand cu căldură. Ce spune doamna profesoară aici? Puteam să fiu orice. Mi-a plăcut să fiu orice. În mintea mea mă consideram capabilă să mă consacru oricărei cariere. Îmi plăcea să mă ocup de orice domeniu, mă ispitea orice fel de activitate și sunt convinsă că le-aș fi putut acoperi onorabil pe toate. Dar destinul a hotărât pentru mine o profesie nobilă, de mare uzură spirituală, nu totdeauna capabilă să-ți ofere satisfacție pe măsura efortului depus, aceea de formare a omului. Am notat câteva lucruri, nu o să vă le citesc, doar am să mă uit să nu omit ceva. Eu, personal, vă spun drept, nu-mi vine să cred nici acum că doamna profesoară nu mai este printre noi. Și vă spun sincer, am condus pe ultimul drum pe foarte mulți din foștii profesori de altă dată al lui Roman Vodă. Pentru că eu am lucrat timp de 43 de ani în Roma Vodă și încă mai continui activitatea, bineînțeles, cu sprijinul primării orașului Roma Vodă, implicit al domnului primar Dan Laurențiu Leoreanu, și al domnului, fost primar, am văzut, al domnului primar de acum, Dominicu, pentru că mă ocup de ceea ce înseamnă muzeul Casa Pocaș. Și deci vă spun că am fost martorul unor evenimente și plăcute și mai puțin plăcute din ceea ce înseamnă istoria lui Roman Vodă.
Dar doamna profesoară, bănuiesc eu unde era atât de apropiată de mine și în ultimii 15 ani, ea chiar m-a ales la un moment dat să fiu confidenta ei. Și am vorbit cu ea până chiar cu 3 săptămâni înainte de a se pierde. M-a sunat și mi-a spus fericită, așa cum spunea și Cristina, că i-a apărut cartea Mama Nina și că eu atunci repede, foarte fericită, am spus și cum pot intra în posesia acestei cărți. Cu o condiție, Cornelușa. Era singura care mi-a spunea așa, Cornelușa, decât dacă o să vii la mine să bem împreună o cafea. După care, bineînțeles, am promis și din nefericire n-am mai reușit să ajung și cartea mi-a parvenit prin fiica doamnei profesor. Am fost eleva ei, doar un an. După care am avut ca profesoară de limbă și literatură română o altă ilustră personalitate, doamna profesoară Alice Tanciu, pentru care la fel am respect deosebit. Foștii mei profesori, de altfel, eu i-am așezat undeva pe un socru, pe un piedestal. Nu credeam că am să ajung vreodată să mă apropii de sufletul lor, să le ating, de fapt, sufletul. Zic eu, așa a fost destinul. După terminarea studiilor, după terminarea facultății la București, am revenit în Roma Mora. De data asta mi-am regăsit foștii mei profesori, și am, spre bucuria mea și spre fericirea mea, acești corifei învățământului romașcan au ajuns să mă cunoască și să-i cunosc și să fim extrem de apropiați, încât chiar unii chiar m-au ales, cum spuneam și doamna profesoară Rusu, confidenta lor. După, nu vă spuneam, doamna profesoară totuși ocupă un loc special în sufletul meu. Pentru că, am mai spus-o și într-un alt context, ea mi-a ajuns să spună așa de multe lucruri intime din viața ei și am ales confidentă, încât vă spun, nici fetele ei anumite lucruri, și Nina a confirmat lucrul ăsta, anumite lucruri nu le cunosc, fetele lor. Lucruri pe care eu le cunosc. Avea întotdeauna o vorbă de duh, un sfat înțelept, era veșnic intransigentă, când era vorba de non-valoare. Pentru ce era admirată ea tare mult? Pentru pregătirea ei profesională și mai ales pentru dăruirea, maestria pedagogică, de altfel. Toți cei care am studiat limba și literatura română cu ea, chiar am făcut carte de un adevărat înțeles al cuvântului. Înainte de vacanță, știți, altă dată, elevii primeau acele liste de lectură pentru vacanță, chiar erau oarecum obligatorii, spre bucuria unora și disperarea altora. Deci, doamna profesoară chiar ne punea să citim și a contat foarte mult. Era femeia totală. În primul rând, era o femeie foarte frumoasă. Și asta mi-asum iar ceea ce spun, pentru că dacă lucrând am fost și eleva lui Roma Vodă și lucrând atâția timp, a fost una dintre cele mai frumoase profesoare de la Roma Vodă. Era extrem de inteligentă, un spirit ascuțit în tot ce vedea și observa. O soție perfectă, care alături de soțul ei, profesorul Ovidiu Rusu de istorie, Atila, pentru noi foști absolvenți din Roma Vodă, a reușit să formeze o familie și un cuplu, am zis chiar de invidiat. A dăruit domnului profesor Rusu două fete, frumoase și deștepte. Ele, la rândul lor, au dăruit părinților copii. Acești copii, la rândul lor, acești nepoți, adică la rândul lor, au acum și ei copii. Deci, fetele au ajuns și ele să fie bunici. Și doamna profesoară Rusu s-a bucurat de fiecare dată când a știut că apar și strănepoții. Deci are 5 strănepoți. Mi-a arătat odată o fotografie de familie, cum rar mi-a fost dat să văd, o familie numeroasă, frumoasă, așezată, 7 sunt strănepoți acum, între timp, așa, să fie sănătoși și să trăiască.
mi-a arătat o fotografie de familie, așa cum vedem noi, așa în vechile filmele americane sau undeva unde am văzut, sau familiile tradiționale românești. Aici undeva în față domnul și cu doamna, în spate fiicele cu soții, după aia urmează nepoții, pe urmă strănepoții, în brațe, o familie extraordinar de frumoasă. Și dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, azi, când doamnei profesoare îi spunem Dumnezeu să vă odihnească în pace, unei strănepoate trebuie să îi spunem la mulți ani. Pentru că n-am uitat că în acea zi, când s-a născut, și cred că Nina poate confirma, mă sună, cum mă aud telefonul și cu o bucurie în glas, îmi spune Cornelușa, azi s-a născut o strănepoată care s-a născut în aceeași zi cu mine. Deci azi, doamnei profesoare, îi spun Dumnezeu să vă odihnească în pace și să, acolo undeva de stele, după undeva în cer, noi ne gândim la dumneavoastră și vă urăm să vă gândiți la noi și noi ne gândim la dumneavoastră. Scuzați-mi emoțiile, am mari emoții când e vorba de doamna profesoară. Și să ne poate să-i spunem la mulți ani. Deci, parafrazând, am putea spune a murit Regina, trăiască Regina. Cum spune? O altă calitate pe care o avea doamna profesoară. Era o gospodină perfectă. Tinerii de azi o priveau oarecum cu uimire, pentru că, pe de altă parte, profesori, chiar tinerii profesoare de azi, nu mai pot fi și mame perfecte și gospodine perfecte. Acum se apelează foarte repede și ușor la ceea ce înseamnă a comanda mâncarea, pentru că nici timpul nu mai este. Trăim într-o veșnică goană, alergăm după ceva, mereu după ceva, nu știm nici noi la un moment dat unde și când și după ce, încât viața trece la un moment dat pe lângă noi și nu ne dăm seama, de fapt, și pentru ce alergăm. Ultima dată mi-a dat chiar și mie o rețetă, dintr-o chiar în amănunte, dar dacă e evocare, așa, o rețetă și de sucuri naturale, făcute în casă. Cămara ei era tot timpul plină. Îi plăcea de sărbători să aștepte copiii și prietenii cu mese festive, pline cu bunătăți. Familia Rusu legase o prietenie deosebită cu câteva familii de profesori din Roma Vodă. Și aici aș spune un grup restrâns, familia Teodorescu, cu domnișoara Popescu și cu familia Gheame Cioban. Și se întâlneau periodic la sărbătorile mari. Era o tradiție acum, se spunea, se știa că în prima zi de Paști era, să zicem, dau un exemplu doar, la domnișoara Popescu, a doua zi era la doamna Teodorescu, a treia zi era la doamna profesoară Rusu. Deci ei se întâlneau până când într-o zi, din nefericire, nu au putut să se mai deplaseze unii la alții, în schimb au ținut legătura telefonică. Fire vulcanică avea ceva din personajele feminine ale lui Tolstoi, Dostoievski, chiar Turgenev. La 18 ani s-a întâlnit cu o mare iubire. Iubire care a urmărit-o toată viața. Și de fapt o iubire care s-a terminat abrupt, fără răspunsuri la acea vreme. Cred că Nina a auzit pentru prima dată. Mult mai târziu a încercat să-și explice anumite lucruri legate de acea iubire și de asta vă recomand cu căldură această carte, să citiți povestirea în acest volum Altfel de amintiri, citiți povestirea Fata Morgană. Și am să vă citesc câteva rânduri din finalul povestirii. Personajul, de fapt, pe doamna profesoară se ascunde după această Marina, dar este viața și are un caracter autobiografic. Acum când toate acestea au devenit trecut, constat că povestea Marinii a adus în discuțiile noastre informații la care nu m-aș fi gândit vreodată.
Interesul pentru lumea paralelă nu m-a atras niciodată și chiar consideram că este o preocupare derizorie, o pierdere de timp. Dar prietenia cu Marina m-a convins treptat asupra faptelor pe care le ignorăm din nefericire și care reprezintă totuși un domeniu al realității. Oricât de greu mi-a fost la început, propriile m-au convins și am acceptat ideea că numai frecvențele diferite ale lumii ne împiedică să vedem cât de perfectă este creația divină și cât de aproape suntem unii de alții de aici și de dincolo. Existența în librării a unei impresionante biblioteci de cărți și reviste de specialitate ne oferă bogatul material necesar informării și orientării noastre corecte. Lecturile pe care le fac acum înzestrează cu noi și noi informații despre lumea nevăzută, despre acel acasă spre care tindem permanent. Mai mult decât atât, am aflat că oamenii de știință de mare autoritate au studiat capacitățile infinite ale creierului și ale gândului, forțe care pot fi constructive, dar care pot fi folosite și ca forțe destructive. S-au găsit oameni cu minți luminate, care au construit dispozitive și aparate capabile să apere oamenii din influențele nocive ale gândului sau, din contra, să provoace mari daune omenirii, forțe îndreptate împotriva omenirii. Există în lume centre secrete de cercetare care provoacă perturbații climaterice, psihice, menite să orienteze omenirea spre ținte vrăjmașe vieții. Cu ajutorul Marinei am descoperit o lume în care nedumeririle și întrebările primesc răspunsuri pertinente și interpretări clare și explicite pe temeiul cărora lumea capătă alte dimensiuni și însușiri. Așa și explic doamna niște lucruri vis-a-vis de prima ei mare iubire. Acum distanțele se spulberă, dilemele și obsesiile dispar, iar certitudinea și încrederea triumfă. Și constatăm că lumea în care trăim poate fi, și chiar este, frumoasă și interesantă și ne oferă satisfacții la fiecare pas. Trebuie doar să ne supraveghem gândul. De asemenea, trebuie să recunosc și faptul că datorită acestei extraordinare experiențe mi-am putut aminti și am putut retrăi cu adâncă emoție acel sentiment mai puternic decât toate, care dă rost vieții noastre, deși crezusem la o vreme că l-am decupat pentru totdeauna din mine. Iar în ce o privește pe Marina mea, ea așteaptă, acum senină, să se reintegreze în acea entitate unică de o ființă cu ea, devenind dincolo de timp și spațiu, o singură dorință, o singură șoaptă, un singur dor. Închei povestea Marinei cu o frază pe care mi-o repeta în ultima vreme și pe care mi-o însușise din romanul lui John Knightel, Mai presus de orice. Este ideea și sentimentul care au călăuzit-o neabătut în cei câțiva zeci de ani de viață și de așteptare, și anume, dragoste chiar dincolo de tenebrele eterne ale morții. Și am să încerc să închei, mai spunându-vă că doamna profesoară era bolnavă de prea mult suflet și și-a păstrat tinerețea spirituală până la ultima clipă, plimbându-și prin orbea moșatină, cu folos personalitatea. Folosul este dat de activitatea scritoricească, cu volumele Plaiul Moșatine, Basarabia Raza Mea de Soare, Basarabia Vatra și Dragostea Mea, cărți pentru copii semnate cu pseudonimul Mama Nata, o lucrare despre armenii din Roman și nu numai, romanul din amintirile unei octogenare, volumul de versuri Tu, iubirea mea cea mare, volumul de povestiri de care am vorbit mai înainte, Altfel de amintiri, și ultimul roman, Mama Nina. Doamna profesoară Rusu a iubit Roman Vodă cu toată ființa ei. Venea de fiecare dată cu drag, nu numai atunci când era invitată la activități, ci pur și simplu îi era dor de Roman Vodă. Ținea foarte mult la costumul național și a venit cu sfaturi în acest sens ca elevii care colindă pe domnii profesori înainte de vacanța de Crăciun să fie îmbrăcați în costume naționale. Să știți, doamna profesoară, că am ținut cont de sfatul dumneavoastră și anul trecut elevii de la Roman Vodă au colindat pe domnii profesori în fața cancelarii în costume naționale. În sufletul meu
veți rămâne pentru totdeauna pur în amintirile mele. Și aceste amintiri nu vor muri niciodată. Aveți perfectă dreptate când spuneți dragoste chiar dincolo de tenebrele eterne ale morții. Vă mulțumesc! Am rugat pe Ștefan Lugan să ne cânte Ștefan, să ne spui ce ne-a cântat. Bună seara! Aș vrea din nou să-i mulțumesc Dumnezeu Cristina pentru invitație. Mă simt onorat să fiu venit în această seară. Vă voi cânta trei piese în repertoriul meu. Prima piesă ar fi Debussy, Claire de Lune. A doua, Grigore Jdinicu, Iuliana Calitrofi în Hora Staccato. Și, în premieră, pentru prima dată, voi cânta astăzi un studiu de listă și de toată numărul 10. Thank you.
Și avem câteva probleme la parohie. Onorată asistență, în primul rând ne-am adunat sub cupola acestui templu al culturii locale la Biblioteca Municipală, nu din alte simțăminte, ci din acelea de dragoste, de recunoștință, de prețuire. Și iată, suntem mai toți cei care i-am fost aproape doamnei profesoare Natalia Rusu, mama Nati, cum îi spuneam, și aș dori să-mi exprim și eu aici într-un cadru solemn, adică în prezența dumneavoastră, a celor dragi, în prezența membrilor familiei și a prietenilor și colegilor de odinioară, un moment special din viața mea legat de mama Nati, de doamna profesoară Natalia Rusu, și anume legăturile noastre cu Basarabia. Ținea foarte mult la Basarabia, știm acest lucru. Toate gândurile și amintirile așternute pe hârtie sunt o garanție că a iubit foarte mult Basarabia. Și cu ani în urmă, foarte mulți ani în urmă, i-am spus că aș dori să merg în Basarabia pe urmele mitropolitului Visarion Puiu, de care m-a ocup de 20 de ani, fost episcop al Votinului din 1923 până în 35, să mergem și să așezăm acolo o placă de marmură pe catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Bălț și ctitoria episcopului Visarion de odinioară. Și apoi aș dori la Bălț să merg să pun o troiță la mormintele fără cruce. Am aflat eu că acolo, la marginea orașului spre Chișinău, este o zonă foarte misterioasă. Acolo a fost un lagăr de tranzit, lagărul de la Bălți. Și acolo au fost foarte mulți români, foarte mulți oameni care au fost luați prizonieri după război și aici erau ținuți într-un lagăr în marginea orașului Bălți. Și am pregătit o troiță, o cruce mare, care să o așezăm aici. Și ea era foarte încântată de acest lucru și chiar mi-a dat câteva sugestii și aici am cunoscut și un bătrân despre care dânsa știa, un veteran de război, și am ajuns să împlinesc acest gând. Am așezat troița, bătrânul acela, în schimb, m-a impresionat foarte mult și i-am mărturisit acest lucru și doamnei profesoare. M-a întrebat de ce fac eu aceste lucruri? Din sentimentul de patriotism. Aici poate că au venit și strămoșii mei, aici în timpul războiului, și poate că așa se cuvine pentru un preot să facem o rugăciune la mormintele fără cruci. Deci erau înmormântați fără a avea o cruce la căpătâi. Un lucru nepotrivit pentru creștini și mai ales pentru vremurile noastre. Iată, acel bătrân îmi spune, mă întreabă pe mine, și ce este patria? Ce crezi, mă tare, părinte, ce este patria? Și este țara în care m-am născut, în care trăiesc. Nu, zice, eu cred că patria este altarul unde te-ai botezat și mormântul, locul unde este mormântul părinților tăi. Deci am rămas foarte impresionat că el a definit patria prin aceste două lucruri emblematice, așa, temeria vieții noastre. Unde ai fost încreștinat și unde ți-ai mormântat părinții. Nu poți să te desparți de acest lucru. Ele devin, aceste două locuri devin sacre, Betleemul și Ierusalimul personal.
Și l-am întrebat la despărțire, i-am spus și doamnei profesoare, că zic, m-a impresionat omul pe care mi l-ați recomandat. Dar, zic eu, cu ce aș putea să vă ajut? Ce aș putea eu să fac la 86 de ani pe care îi aveți? Poate doriți ceva. Zice, da, aș dori ceva și chiar te rog să mă ajut dacă ai să poți. Aș vrea, când mor, la mormântarea mea, să fiu îmbrăcat în costum de capitan, pentru că eu am fost capitan, am fost luat prizonier și viața m-a adus aici, dar nu mai am niciun costum militar și aș vrea să port un costum românesc. Vreau să vă mărturisesc că la cercul militar am insistat foarte mult și am făcut rost de un costum cu grade de capitan, așa cum sunt astăzi, și îi le-am adus la vremea respectivă și s-a bucurat foarte mult și am făcut cu acest prilej și o slujbă de pomenire la mormintele fără cruci, care acum au o cruce mare, o troiță, și mai nou s-a ridicat și o bisericuță prin grija Metropoliei Moldovei de dincolo de Prut. Iată, una din amintirile noastre, legăturile cu Basarabia, Visarion Puiu, și pentru toate acestea îi port o vie recunoștință pentru faptul că s-a risipit generos în atâtea lucruri frumoase și a lăsat în urma dumneaei o dâră de lumină. Și noi astăzi, cei care suntem aici, am venit să amintim momente frumoase petrecute cu dumneaei. Nu mai putem vorbi cu dânsa, dar putem vorbi atâtea lucruri despre dânsa. Și faptul că ea a rămas vie în memoria noastră, că suntem aici împreună, să amintim și să înălțăm poate o rugă în sinea noastră pentru dânsa, este un lucru care confirmă că dragostea trece dincolo de hotarele acestei lumi, cum s-a vorbit aici, și că nu toți morții se dau morții, cum spunea și Nicolae Iorga, adică ei rămân vii, rămân cu noi în amintirea noastră, în memoria noastră, atâta vreme cât îi pomenim. Dumnezeu să o odihnească acolo unde florile nu se ofiresc niciodată într-o bucuria și într-o lumina învierii lui Hristos. Amin. Vă mulțumesc! După această suită impresionantă de amintiri, mă gândeam că în timpul acestor amintiri evocate, mă gândeam la rostul întâlnirii noastre de astăzi, intitulată In Memoria, deci la rostul evocărilor. Putem vedea, mă gândeam că putem să cunoaștem un om mult mai bine cu această ocazie. Fiecare dintre noi cunoaște pe celălalt potrivit capacităților de percepție, potrivit conjuncturilor și, ca să mă refer la, și să zic și o impresie ezoterică, văd că în ultimul timp doamna avea aceste preocupări și datorită frecvenții vibraționale dintre noi. Vedeți un om pe stradă și odată inexplicabil, vă este simpatic sau nu? Fără să vă întrebați de ce. Da. Ascultând și interpretarea tulburătoare a lui Ștefan, gândindu-mă încă o dată la mama Nata, mă gândeam ce oameni, uitându-mă în sala la dumneavoastră, ce oameni deosebiți are romanul acesta. Și este bine că se prețuiesc între ei. Eu am să evoc doar o scenă, dar nu înainte de a spune că am considerat-o, și așa va rămâne în memoria mea, cred că și a dumneavoastră, toți de aici din sală ați iubit-o sau măcar ați prețuit-o. Ați văzut în ea, am văzut eu, în doamna profesoară și scriitoare Rusu, un om puternic care a traversat momente dramatice, în ultimul timp, poate și mai puțin confortabile din viață, a pus familia pe primul plan, fiind în stare să sacrifice orice pentru familia ei. Veșnic veselă, tonică, confortantă, binevoitoare, fără să o încerce, să o încerce vreodată invidia joasă. Știți că auzisem o statistică după un sondaj, că
trăsătura noastră caracteristică ar fi invidia. De să punem pisteac nu în zimbru, o capră, nu? Așa. Era un om, deci în concluzie, era un om deosebit. Să vă spun o amintire din viața mea. Vine timpul amintirilor, nu vine de mult. Eram elevă în clasa 8-a sau a 9-a, la liceul român văd. Și tot liceul, toți elevii liceului, am fost chemați, aduși, la Teatru Vasile Alexandrei să vedem o piesă de teatru. Să juca nota 0 la portare. Da, de 8 aveam Sava, Virgil Stoienescu, 8 aveam Sava. Da? Așa. Și noi eram nerăbdători. Decorurile erau frumoase, s-au stins reflectoare. Piesa știți că este dinamică, este interesantă, pe lângă linia politică, de fapt urmărește viața elevilor, conflictele dintr-o clasă și chiar o problemă mai puțin discutată între noi de atunci, iubirea. Și deci era captivantă. Vă spun că nimeni nu răsufla aproape sală, mai ales fiind copleșiți de o interpretare nemaipomenită, copleșitoare, a Marianei Cârvulescu. Cine era Mariana Cârvulescu? Era o tânără cu niște cozi trecute din mijloc, groase, o tânără foarte frumoasă. Aceasta era cine? Doamna Natalia Rusu. S-a spus că era frumoasă, avea o frumusețe, multe profesoare erau frumoase, o frumusețe modernă a lor. Frumusețea doamnei Natalia Rusu era o frumusețe clasică, nu știu cum, semăna cu frumusețea domnițelor de pe freșcele voivodale. Așa este, nu? Așa mi s-a părut. Teribil ea. Avea niște trăsături nobile, niște trăsături alese. Așa o țin minte, a fost o femeie foarte, foarte frumoasă. Contează, în general, la un scriitor, opera, performanța, dar eu cred că contează, mai ales pentru cei care suntem lângă el, care îl cunoaștem, contează și faptul dacă este un caracter. Bine, contează să fii și frumos. Am trecut prea brusc de la o idee la alta, fără să fac legătura necesară. Contează de să fie un caracter. Ne punem problema, merită acestei evocări? Sigur că da. Mai ales când omul evocat este un model pentru noi în viață. Aceasta este doamna profesoară și Natalia Rusu pentru mine. Mă invit acum pe doamna profesor Natalia Nadejda Angel, președinta Asociației Promoționale. Bună seara! Mulțumesc frumos, Cristina, pentru invitație. Am și eu atât de multe emoții pentru că fiecare dintre dumneavoastră cu siguranță ați cunoscut-o mult mai mult decât mine. Sunt un om fericit pentru că am putut să fac parte din apropiații doamnei profesoare Natalia Rusu. Ce ne-a unit pe noi două este dragostea de Basarabia. Acolo unde de fiecare dată când pronunța acest cuvânt Basarabia, aproape ochii erau în lacrimi. Avea o dorință de nedescris chiar și la vârsta dumneaei și voia să îndeplinească mamei dumneaei această dorință să nu moară până nu vede Basarabia acasă. Probabil nu întâmplător și a plecat dintre noi în acest an al centenarului. Mi-aș dori ca să ajung în clipa în care să ridic ochii spre cer sau să ajung la mormânt și să-i duc o floare și să-i spun: Mama Nata, Basarabia a ajuns acasă. Mulțumesc frumos! Îl invit acum pe domnul inginer Valerian Bozoc să le facă o scurtă evocare. Haideți!
mama Nata, așa cum îi plăcează să adreseze tatălui la ultimul timp, în anul 1960, când am stabilit că de altfel suntem veniți în această zonă, impus de anumite împrejurări istorice. Mama Nata provine din sudul Mataraviei, eu din județul Băț. Sigur că de sansoare care, dar în același teritoriu care ne-am înțelegat ca în anii 1940, noi, în calitate de copii, bineînțeles, împreună cu familiile, să părăsim locurile natale, să părăsim gospodăriile și să plecăm în Berjenie, în 1940. Aici, în țară care am ajuns, fiecare am plecat în direcție de cunoscut. Dar administrația a fost preocupată de această categorie de oameni care au fost dislocați de locurile în afară. Am aici cartea. În amintirile unui octogenar. Vorbește în această lucrare despre perioada a doua tristă a națiunii noastre, când în 44 s-a organizat evacuare, iar familia mea a fost stabilită la Nugoș, iar noi la Caransebeș. Din expunerea mamei Nata, prezentă acolo o relație cu una din colegiile sale și se una față de alta ne își comunicau intențiile pentru viitor. Mama Nata exprimă în casa aceasta avea înclinații artistice și a urmat cursuri de pian, cei ce tânărul ne-a prezentat aici în dracul, dar dorea tare mult să urmeze actoria. Și lucrul ăsta l-a demandat. Cunoscându-ne pe Pampus, în 60, în pace, am avut multe destrămiri, amintiri de copilărie, din perioada tinereții, din evenimentele prin care am trecut și surprizele neplăcute care au apărut. Și tot timpul își exprima față de mine întrebarea, a avut am noi vreodată împrejurarea și ocazia de a ne reîntoarce pe locul de copilărie. Nimeni nu poate da acest răspuns atât timp cât două imperii stabilesc totuși. În ce își privește latura artistică, mama Nata s-a menținut și pe lângă proza care este cunoscută de, cred că, de majoritatea, prezenta acolo situația. Și îmi amintesc odată că nu mai sunt posibilitățile care spăneam noi din punct de vedere istoric ar fi posibil. Cu toate jertfele omenești care au fost. Ce vreau să spun, a doamnă, mai înainte care a vorbit, a relatat
că mama Nata, până în ultimele clipe, până în ultima suflare, ne întâlnea la Muzeul de Istorie și încă trăia cu gândul la viitor. De aceea, cu încredința domnului profesor Bexer, o să citez o strofă din un clasic al nostru. Mama Nata a plecat cu acest gând. Avut am vis neîmplinit copil al suferinței. La el gândind, am răposat și noi ca și părinții. Iar de să mă împlini visul contrar voinței forței, atunci pe toți ne vom bucura, atât voi vie, cât și noi morți. Cu acest timp, mama Nata a părăsit impunerele fizic localitatea Roman, dar sperăm că tot duhul ei, tot sufletul ei rămâne valabil și în sufletele noastre. Vă mulțumesc! Să vă mulțumesc. Și mai dăm aici. Să pot vorbi și mai tare. Da. Să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și că despre doamna profesoră Rusu Nata. Consider că a suferit mama Nata o metamorfoză a numelui. De ce? Întrucât dumneai totdeauna a fost acea care a ajutat pe unul sărac. Cu diverse lucruri, de la bani, obiecte, haine, obiecte de casă și multe alte. De fiecare dată când avea o problemă de rezolvat, să fiu sincer, nu doream să divulg toate acestea, dar o parte din cele cunoscute au fost prezentate, dar totuși, tangențial, le voi aminti. Întrucât orice problemă pe care avea mi se adresa și să-i răspund cu un răspuns care să o favorizeze. Și acest lucru a transformat relația noastră și mai ales aceea care ne-am făcut cunoscuți odată cu prezența în diverse întâlniri, la lansarea de cărți, la întâlniri de altă natură și de ce să nu o spun, de acel cerc de studii care s-a organizat în cadrul comunității elene și unde căutam adevărul ce a fost, ce este și ce va fi. Datorită necazurilor pe care le avea stările sale, așa căuta de fiecare dată pe cineva care să o ajute cu o vorbă bună. Și să fiu sincer că m-a și numit fratele ei. Dar timpul a trecut și cu timpul anumită situație s-a agravat prin acea stare psihică care undeva s-a acumulat cu timpul și că eram acela care căutam să găsesc soluții pentru înlăturarea lor. Și din aceste motive a fost numit paratreznet. Au fost și alte cazuri. Când m-am trezit într-o zi în sediul comunității, unde mi s-a descărcat starea sa psihică de atunci,
cu diverse probleme. Am încercat din experiența practică, spirituală, cum zice, bine dorită, în așa fel ca să eliminăm acel cuvânt nedorit, pentru că și cuvântul are puterea de bumerang și este bine să-l transmiți bine ca să poți primi bine și invers, îl transmiți rău, îl primești rău. Acest lucru m-a făcut iarăși, mi-a dat o altă gradație de aceea de avocat. Dar a ceea ce o situație s-a întâmplat atunci, când a ajuns acasă și urcând scările în dreptul ușii, a spus da, el are dreptate. Și din acel moment, într-adevăr, a reușit să modifice părerea sa despre o scrisoare care trebuia să o scrie, mă rog, acolo unde s-a măritat și la care am sfătuit-o să nu scrie. Sunt cuvinte grele și pentru acest lucru lăsați timpul să le rezolve. Cât despre acea tinerețe la care atât de mult a ținut, încât acel prieten care a trecut la Facultatea de Arhitectură și datorită unor neînțelegeri de către oficialități, a fost înstrăinat, s-a îmbolnăvit și a decedat. Nu s-a lăsat nici atunci. S-a dus, a găsit cimitirul, a găsit mormântul și i-a depus acea floare. Pentru acest lucru, cred că ar fi bine, că datorită relațiilor care eram din ordin sentimental și eu și bine ei, am fost și să, mă rog, bine ei a fost, eu voi fi, așa, născuți pe același teritoriu, Chilia, Iula Ismail. Și de fiecare dată își amintea cu lacrimi. Și pentru acest lucru aș solicita pe doamna profesoară, așa, să dea citirii despre Basarabia. Din volumul Basarabia, Vatra și Dragostea mea, domnul inginer, am hotărât împreună să citesc următoarea poezie, Harta din noi. În fiecare din noi e o bucățică mică, dintr-o hartă. Iar dacă vrei să o recompui, adună la oaltă segmentele, fragmentele, cu oameni, ape, țari, văi și nu uita cetățile, mărețele. Nu-i greu să-l chemi pe fiecare cu părticica lui. Dar nici ușor, când unui viu, altui sub cer. De unde îl iei și cum îl pui, căci nu se îmbină părțile între ele. Va trebui să așteptați un an, mai mulți, până vom trece toți pe terne bunți și acolo, întinderea albastră, ne vom reface cumpănă harta noastră. Ne vom reface scumpă harta noastră. Iar voi, aici, nu veți mai ști că țara voastră e ciuntă și trădată și nu veți întregi-o, poate, niciodată. Continuând cu ultimele zile la care de fiecare dată căutam să găsesc acele cuvinte potrivite prin care să o întăresc sufletește și în mod deosebit de a fi mai, să spunem, a nu cere, mai corect spus, încetarea vieții. Și pentru acest lucru aveți o poezie. Citiți-o, vă rog. Eterna sete. Din volumul Poiana cu flori târzii. Cu fiecare zi mă desfrunzesc și anii vitregi se rostogolesc fără să am puterea de a-i opri.
Ei, și mă fur privind sfios încât un geam. Dar nu mă recunosc precum eram și îmi zic, oare bătrâna tristă cine-o fi? Ei, și ca într-o lacustră mă refrag și tac, mă ghemuiesc în cochilea mea și zac, câte o rafală îmi spulberă încă o zi. Ei, și mai mult a fost, puțin a mai rămas. De ce a rămas? Mă apropii ceas de ceas. Dar tot mai pot gândi, mai pot iubi. Ei, și mai strâng în suflet visuri și credință, sub gene cât un strop de nebutință, și aștept ceva ce nu poate veni. Ei, și a fost frumos, oare a fost greu? Oricum, putea fi mult mai rău, dar și mai bun. Mă copleșește setea de-a trăi. Ei, și... Ei, și a dorit să continue cu acest drum care Dumnezeu să o ierte în pace și noi să luăm. Domnul inginer n-a mai putut să spună, îl înțeleg. Când nu voi mai fi. Mi s-a părut foarte potrivită ideea din această poezie. Când nu voi mai fi, Doamne, cum aștept acea zi? Mă voi desprinde ușor de tină, de trup și de dor și voi pluti pretutindeni spre nemărginite întinderi pe căi luminoase lactee cu nume de stele, femeie. Voi fi una atunci și egală cu aurora pe cer boreală. Și acolo sus, dincolo de polul plus, voi fi alături de ai mei și de mari artiști corifei ce-au pus temeliile visului, scrisului, formelor, culorilor. Atunci voi putea descifra întrebările, răspunsurile, tăcerile, voi șterge cu palmele, spaimele, frustrările, mutilările și voi fi iarăși eu, cea de la început, cea în care am crezut, neprihănită, mândră, mântuită și mai presus de toate, liberă, liberă, liberă. Domnul profesor Mihai Antone, să facă o scurtă evaluare. Ce am spus, mă rog, totuși pot să spun și eu câteva cuvinte despre regretatea profesoară Rusu. Ultima dată am văzut-o anul trecut când am lansat pe o cărțile mele și când am invitat în mod special să vinesc cu domnul profesor, sunt cam bolnav. Poate faceți un efort și totuși venit. Și a venit aici, așa. Eu aș zice, în primul rând, sunt foarte multe direcții în care putem vorbi despre ceea ce lasă în urmă Tamarus. Dar, în primul rând, zic eu, omenia, pentru fiecare om găsea o vorbă de duh, o vorbă de suflet, era o mamă pentru tuturor, pentru toți, nu numai cei ce apare pe carte. O a doua mare caritate care a fost remarcată din antivorbitorii mei, a fost o patriotă convinsă. Și a iubit Basarabia mai mult decât orice pe lumea asta. Era revoltat în suflet lui pentru cei ce au făcut acești caghebiști, staliniști, tot felul de otrepe din imperiul ăsta sovietic. Trăia cu speranța că, într-adevăr, într-o bună zi, și eu trăiesc cu speranța asta, Basarabia va reveni la patria mamă, din care a fost smulsă. În urmă cu peste două beacuri, așa, și se speră, mare venit într-o perioadă, vorbim acum de centenarul României, a revenit în perioada interferii la noi, după aia pactul ăla banditesc, Ribbentrop, Molotov, de fapt o înțelegere între Stalin și Hitler, prin care au răpit din nou Basarabia.
sublimă prin care au trecut. Eu am citit foarte multe cărți și vă spun printre alții și cărțile scrise din Nicolae de Abija, în care arată prin ce clipe groaznice au trecut basarabenii care au trecut din pace în refugiu, să spunem, în România. Autoritățile comuniste de după 1944 vânau într-un fel, voiau la un moment dat Stalin cerut să se fie trimis înapoi basarabene. Bineînțeles, acolo sfatul era pătărâtă din anumite ce se facă cu ei. De asemenea, îmi amintesc cât de prezent era ea la activitățile și de aici, în biblioteca municipală și la istorie, la Muzeul de Istorie și la Muzeul de Artă. Și îmi amintesc odată, chiar în această clădire, într-adevăr, în templu al culturii romașcane, ea a spus, printre altele, am spus uneia dintre fiicele dumneai, nu știu dacă e doamna prezentă în sală sau cealaltă, la mormântare, i-am spus următorul, mi-am amintit de un lucru deosebit pe care l-a spus ea. Și că, o spus în sală, evident, pentru toată lumea, viața asta trece atât de repede, depinde ce lăsăm în urma ei. Și eu am discutat, că am două fete și sunt mândrea cu ele și cu nepoții, le-am spus fetelor mele, eu sunt ultimul zid înainte de voi. După ce am să plec eu pe, în lumea umbrelor, voi vă veți apropia de cărâmul celălalt. Dar, bineînțeles, eu nu pot să spun cu mine cât de bine meșteșugite și că le-a spus și sunt convins că așa a fost. Adică, când mai ai un bătrân în spate și te gândești, măi, Dumnezeu e mai acurat și pe sferite, așa, nu neapărat. Dar de regulă că am ordinea vârstei. Și ea s-a gândit și la momentul când ea a plecat dincolo. Și chiar asta spunea. Le-am spus pe urmele să mă respecte și au respectat-o foarte mult. Nu numai ca mamă și bunică pentru copiilor, dar în primul rând pentru că sunt aceste zid care dincolo când se profișește și nu mai rămâne nimic. A fost un om mare și un om de complexență. Unul dintre puținii intelectuali ai romanului care s-a dăruit pe sine spre binele tuturor celor cu care a venit în contact. A fost și un profesor de excepție, a mai avut și norocul, de fapt, reciproc norocul să aibă alături în familia sa pe un titan al, zic eu, al istoriografilor din roman, Ovidul Rus, cel cu care se completau reciproc. Și eu spuneam de multe ori că, păi, domnul Rusu ar trebui după nume să fie de dincolo și poate de ceilalți care au cotrobit și au făcut atâtea în acasă. Și spuneam, bineînțeles, o ziceam în gluma asta. Eu aș zice așa, să dea Dumnezeu să aibă grijă de mama Nata și n-am nicio îndoială că Dumnezeu ne aude și să aibă grijă după sufletul ei să-i ofere un loc luminat acolo în cer. Și mă zic și eu ca și dumneavoastră toți, Dumnezeu să o ierte și să o ierte în raiul cer. Așa e generația mea, deci peste 80 și ca atare îmi permit să scot în evidență, în câteva fraze, contribuția ei la dezvoltarea culturii în general, dar al culturii rumășcane, implicarea ei pe toate planurile în cultura rumășcană. Și voi începe cu prima întâlnire cu Natasha, de o frumusețe rară, parcă văd, avea un păr care depășea, ajungea până la glezne. Am rămas uimită de frumusețea ei, pentru că soțul meu, fiind colegi aproape, puțin mai mici, îmi spunea că e frumoasă și ea și Odi, Ovidiu Rusu, amândoi. Dar eu n-am cunoscut-o decât atunci, alături de doamna Bogdanovici, mama dumnei ei. Apoi am cunoscut-o pe domnișoara doctor Bogdanovici, pentru care avea o stimă mătușa. Și în felul acesta mi-am dat seama de o sensibilitate cu care a venit Natasha pe lume. Această sensibilitate și inclinare artistică
s-a văzut în contribuția la dezvoltarea teatrului, învățământului. A fost una dintre cele mai puternice echipe teatrale în cadrul Sindicatului Învățământului, condusă de regretatul profesor de matematică Aurel Cresu, așa, Dumnezeu să odihnească, alături de doamna Botezasu, care era directoare la școala numărul 2 și care a intrat în memoria celorlalți ca fenomena, pentru că interpreta acest rol. Natasha era într-adevăr o actriță născută și cred că dacă n-ar fi urmat filologia, ar fi avut succese deosebite pe scena Teatrului Românesc. De altfel, romanul n-a dus niciodată lipsă de oameni cu înclinații teatrale. Se cunoaște și acum Răducu Bătacu, după atâta vreme, a reînființat o echipă la Casa Arbate, alta. Dar eu am vrut să scot în evidență tocmai această contribuție pe care Natasha a adus-o. Și cei care am cunoscut am rămas și cu această impresie, nu numai de profesor de săvârșit, ci și de actor. Altă trăsătură, mai puțin cunoscută de dumneavoastră, dar a fost menționată, este dragostea aceea care a depășit orice limită pentru folclor. Natasha aduna din primii ani, îmi spunea, uite, am găsit astăzi un băiat la Sarta sau la Secuieni sau, și mi-a adus o poezie. Adun folclorul acesta. E împlinirea, o viață întreagă a făcut lucrul acesta ca profesor. Împlinirea a venit mai târziu, dar n-a renunțat niciodată. Încă o trăsătură, Natasha a fost o apărătoare a limbii române. Cu foarte multe larghețe, ea s-a implicat în comunitățile româncane și noi știm. Natasha a fost printre primele la societatea Pro-Basarabia, da? Apoi comunitatea greacă, comunitatea armană. Avea deci o deschidere spre tot ce era frumos și voia să cunoască. Dar, vă spun, pentru limba română, Natasha avea o deosebită stimă și ținea foarte mult la acuratețea stilului. Mi-aduc aminte că într-o discuție cu ea îmi spunea, noi urmăm, i-am spus, noi urmăm pe bateierbici, nu? Limba noastră e limba sfântă, limba vechilor căzanii, care o spun și care o cântă pe la vatra lor sărani. Era deci o apărătoare a limbii și draga opera ei se caracterizează prin această limbă curată, prin care și-a transmis admirația și sentimentele puternice face de noi, de toți, de întreg poporul român, de toți cei care astăzi o stimăm, ne aducem aminte și felicit inițiatorii pentru această întâlnire a noastră în care fiecare și-a adus aminte de un om care a slujit învățământul cu întreaga sa putere și a lăsat în urmă lucruri frumoase în sufletul foștilor elevi și în sufletul comunității românești. Vă mulțumesc!